Primarul Sucevei Ion Lungu a declarat miercuri că în proiectul de buget pentru anul 2023 este prevăzut o sumă de circa 7 milioane de lei pentru roata panoramică ce va fi amplasată pe platoul cetății de scaun. Roata panoramică a bugetat-o cu 7 milioane. Ultima ofertă a roții panoramice de la producători din luna ianuarie 2023 este de 1,2 milioane de euro, a spus primarul. El a menționat că nu crede că investiția va fi funcțională în acest an. Noi o prindem să o facem anul acesta, dar după ce o licitez, până o comandă durează 10 luni până o furnizează. Nu o face la fața locului, a explicat Ion Lungu. Anul trecut, pentru roata panoramică a fost prevăzută suma de 6,2 milioane lei. Primarul Ion Lungu a declarat că nu renunță la montarea roții panoramice, care va deveni un nou punct de atracție și care face parte dintr-un plan mai larg, care include amenajarea parcului Șipote, unde va fi montat și un funicular cu care turiștii vor putea ajunge de la baza versantului pe platoul cetății de scaun.